Ultimul meci de fotbal din campionat de la prima mea echipă. Cu o zi înainte de acest meci am făcut o operație la sub braț, iar doctorul mi-a interzis să joc acest meci. Aveam de ales să joc pentru ultima oară cu colegii mei și să-mi risc sănătatea sau să ratez ultimul nostru meci înainte ca echipa să se desfințeze. Vă dați seama că am ales ultimul dans alături de echipa mea. Suntem luați la interrogatoriu. Absolut. Deci, se pare că nu se mai joacă. Bă, nu cred așa ceva. Am pierdut. Noi, cred că jucăm acum un fel de amical. Ultimul meci de fotbal din campionat, dar din păcate noi suntem operați. Da, ați auzit bine, suntem operați. Aici mă doare foarte rău încă. Cum s-a întâmplat? Am fost la Costinești, m-am infectat și mi-a apărut niște puroi. Am refuzat să mă duc la Mangalia sau Constanța să-mi scop puroiul când eram la Costinești, deoarece în ziua aia aveam campionat de fotbal la Costinești și nu aș fi ratat campionatul ăla pe nimic în lume. Am riscul că mă pot infecta foarte rău și o să trebuiască să mă operez, dar am riscat, deoarece a fost cel mai tare campionat, m-am simțit demențial și da, aș mai face încă o dată de 100 de ori. Medicul mi-a zis 10 zile să nu fac niciun efort, deoarece încă e deschis acolo operația. Dar nu, astăzi e ultimul meci din campionat, posibil ultimul meu meci la echipa CFR Timișoara. Și antrenorul mi-a dat mesaj că-s titular și nu o să-i spunem că suntem operați. Nu vreau să știe nimeni, doar voi știți când o să vedeți clipul ăsta. Eu am jucat ultimul meci de fotbal din campionat, operat la mână după 2 zile. Eu mi-asum chestia asta deoarece iubesc foarte mult fotbalul, frățiorii mei, și vreau neapărat să lăsați în comentarii cât credeți că o să se termine ultimul meci din campionat. Și vreau neapărat la acest clip să strângem 5.000 de like-uri pentru că eu am risc sănătatea. Și dacă tot e ultimul meci din campionat, îl terminăm cu niște ghete noi cu care am avut cele mai tari amintiri, mercurialele, și sper să fie de folos în ultimul nostru meci de fotbal din campionat. Nu uitați să stați până la capăt, frățiorii mei. Hai să înceapă ultimul meci. M-am antrenat un pic, dar am simțit o durere de... am murit. Începe și Hane la ultimul meci. Suntem luați la interrogatoriu. Darius Alexandru. Absențează. Soare Denis. Alt de atât. La bac. Cum, dar voi sunteți la bac? Bine, noi avem oameni. Nu ne-am luat carnetele. Deci, se pare că nu se mai joacă. Bă, nu cred așa ceva. Tu n-ai carnet? Ce ai făcut? Nu. Te credi să filmezi aici? Am pierdut 3-0 la masa verde, dar parcă măcar să jucăm. Noi, cred că jucăm acum un fel de amical. Aia, l-am pierdut la masa verde, măcar să vedem ce ar fi fost în oficial. Este mai rău îi pornești mișta cu camera, că vor să dea gol. Păi și de asta să dea pe mână. Da. Tot meciul a fost o zarvă totală, mai ales cu un domn din tribune bătea tobele într-una. Doar auziți cum a fost tot meciul. Norocul meu a fost că mingile treceau milimetru pe lângă poartă, deoarece și când mă deplasam puțin, mă durea operația de muream. La faza asta am avut norocul să o dea în bară, deoarece să apăr cu mâna era imposibil și încercam să le scop pe toate cu piciorul. Nu-i nimic, Grațian, mai atent!
Noi am deschis scorul, nu mi-a venit să credem că a deschis scorul, dar ce să vedeți, bucuria nu a ținut prea mult pentru că arbitru a dictat offside. Poartă, fiind. Și dei, dei, fă-i-o, fă-i-o, fă-i-o. Nu mai, fă-i-o, mă! Cosmine! 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 Fă-i-o! Și da la poartă, mă! Dei! Cosmine! Casap! Casap, pute și ajută-l, Casap! În continuare, norocul ținea cu mine, iar mingile treceau pe lângă poartă. Curată apă la băie. Offside. Fredi, nu te mai grăbi la decașare! Iar capitanul lor era unicul Titi Varga, un fost mare jucător de Liga 1. Aici am avut norocul ca domnul Titi să o rateze, dar în repriza a doua s-a activat. Hai, hai, fini, hai, fini! Dai fața micii, fini! Fini! Davi, Davi, dai, chiar! Bine, hai, 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 Mario! Joacă cu Miha, George, nu așa acolo. Cosmine, ajută, Cosmine! Hey!
Flavio! Nu te dă, David! Măi, David! Bravo, Bibi! Bate piciorul la ea! Flavio! Dacă Așteaptă. Du-te acum. Hai, Grațian. Hai, Grațian. Hai, Grațian. Hai, Cosmine, bagă-te și tu. Puteai să te bagi tu, Cosmine. Bravo, Flavius. Cosmine. Cosmine. Așa ajunge. Da. Bravo. Hai, că-i dat acolo. Hai, Hai, Grațian. Hai, sus, repede. David, hai cu tine. Și, hai cu tine. Cosmine! Am jucat meciul, s-a deschis operația. Din păcate, finalul nu a fost așa cum am putut. Nu știu care au zis de aici că șterg filmările, nu șterg nimic, dar am jucat cu operație deschisă. Frățierii mei, credeți-mă că la fiecare fază mă durea operația, de urlam de durere.